Da, să înceapă cel mai tare show sportiv online și cred eu că nu doar sportiv din România, Max Profețiile lui Mitică. Dumitul Dragomir, unul la unul cu mine în fiecare luni, fix la ora 13:30, show-ul care vă face deliciu și este iubit de sute de mii, dacă nu chiar și mai mulți români, oameni care ne scriu, oameni care îl apreciază pe Dumitul Dragomir pentru faptul că vorbește drept, vorbește adevărat, vorbește natural, care apreciază sfaturile de viață, unii care îl înjură Jură, mai înțeles, dar toți cei care îl iubesc din ce în ce mai mulți și aia care îl înjură nu vorbesc când mă întâlnesc cu ei decât a ta, domne, aia cu pălăria, domne, cu basca, ne-i spar, domne. Numai de asta să vorbește peste tot. ne am amintit că bine ai venit. De trei stați. ne am amintit că... iar ai dat lovitura? Iar ai ghici rezultatul? Păi la tine... Ma, nu, dar m-a sunat, sunat Bogdan după emisiune ieri păi, și, nu zice, stai. și zice, bă, zice, nu mai fac cu tata nimic. Zice, nu mai fac, bă, de bă, bine ai zis, bă, oracolul de la bă, ce sau cum îi ziceți voi cu profețiile, bă, nu mai fac nimic. Și zic, ce vrei, bă, păi, ce nu mai. Tu nu-și și pe tact, o zic. Păi, fii atent aici. În emisiunea ta, eu am spus, nu, nu, nu câștigăm cu. Înainte de meci. În, aici, în da, 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 da. Luna trecută. Luna trecută am spus, câștigăm cu 2-1. Domnule, uh, măcar meci nu ne me câștigăm. Că tu uh, 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 um, am citit și ce am, ce -am spus da, uh, săptămâna da, da. uh, trecută. În timpul meciului la 1-1, mă sună Fimea. Azi mai oracole, uh, Fimea, știi? Uh, tati, uh, nu vrei tu să facem un pariu? El, bă da, Rămâne scorul așa sau dau uh, izraelienii un gol și uh, pe o masă. Bine, bă, dar pierzi. De ce? Prin minutul 90, așa, a, a, dă în -a, -a gol. El dacă se întâmplă și asta... Pe onoarea mea, dacă nu te oblig să f -ă, f -ă, jucăm la, la, la Max, Bet. La, la Max Bet. Înțelegi? Da. Fie... Așa ți să te oblig să da. jucăm, da, bă? Da, 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 Dar cum da... a zis, te oblig? Da, te oblig pentru că eu nu joc... Uh... Da, da, Ce ai zis? Bă, la Max Bet cu tine, că nu da. ai. A, să faceți bani, zicea el. Da, 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 da. da, 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 da. da, da, da. da. Pentru că dacă punea de 10-12 ori când eu i-am spus, în, în timpul meciului... Da. Păi eram, jucam table cu Nețoiu, și tot suna pe unul la telefon, domne, că și i-am spus, e, ia pune mă, că dau ambele, e, era pe minutul 70. Ambele marchează. Ambele marchează. Ia, pune, a, a, câștigat 100 de milioane. Nețoiu? Nețoiu. Și zice, <laughs> băi de unde, băi, băi, cum zic, e, băi, cu lune, băi, 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 bă, mă nebunești, mm -hmm. cu onoarea mea, de, așa și fiul meu. Și i-am zis, fiul meu, da, mă, le dăm gol. Păi de ce? Ei sunt în criză de timp, vor ieși nouă, ne convine uh, da. meciul egal. Da. Și să vezi ce spații ne creează. Uh, ăștia. Ei creează spațiile. Aha. Nu, nu. Și hai pe o masă. Nu, da, hai pe o masă. Da. El a dat masa. Da. Unde da. te-a dus? M-a dus la un restaurant de carne în pipera. Da. Absolut extraordinar. A, e, cum e, Lângă un hotel, în, în dreapta hotelului, alea, nu știu cum e, ce hotelului. Mm -hmm. După Lidl, imediat da? în dreapta. Așa, Sunt două restaurante, unul de sushi japonez, foarte bune, amândouă, uh -huh. foarte bune. Uh -huh. uh, și a plătit Că să se învețe minte, nu mai facă pariuri cu mine. Am cu toate că el plătește toate mesele când ne ducem. Da, da, că și când s-a când terminat 2-1, ce ți -a zis? Ce, băi, a făcut-e, băi, deci lasă-ne sau spune -mi mie să pun eu pariul. Da, ne îmbogățim, da, nu și noi, Dar da, da. Da. <laughs> da, <laughs> da, tu îți dai seama ce cote era? Da. Cred că era cotă de 4-1, 5-1 la max bet liniștit Da, 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 da. dacă nu mai mare A, Nu? Dacă, dacă nu, nu mai mare, mare, da, da, da. Uh -huh. Bun, ne amintică, Ai de... Da, îmi scrie Adi Barna, producătorul Zice, vă lăsați de blocuri, nu mai faceți blocuri Băi, da. tată, bă, bă, fii atent bă. bă, îmi place Bă, frumos panou bă ai făcut ăla Cu tine, cum faci reclamă peste tot în Acolo, în pipera Faci uh, reclamă cu tineri, cu panou Bă, frumos panou uh, Ți-am uh, dat idee bună uh, oh, Da, da Horia, uite ce spun acum Nu când mă laud dar luați prin comparație oricine din acest oraș care construiește și dacă construiește cineva mai tare decât familia Dragomir mai, mai, mai sănătos și mai frumos uh -huh. mai cu acuratețe mai, mai de calitate mai de calitate da și eu, eu fac apartamente mari eu nu fac apartamente uh -huh. uh, așa um, mici înghesuite am câteva dacă găsim pe cineva dacă găsești pe cineva la, uite să vină și de la ei și să face o, o comisie și dacă cineva construiește mai bine ca tică Dragomir și ca familia Dragomir, să -mi zice și să-mi faceți ce vreți. Acum am ajuns la o, o înțelepciune. Maturitate. Maturitate. În, în, da, pentru de. că, a, așa de maturi, exact, te maturizezi greu și la bătânețe. Da, 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 da. <laughs> Dar de, de, înveț, de învățat, înveți. În, Înțelegi? Și am învățat atât de, de mult și eu și echipa mea încât suntem foarte bune uh, constructori. Da? Înțelegi, dar da? zi o chestie neamitică. Uh, uh, e greu să fii? Pentru că tot au toți în construcții. Pe toți ăla face... E greu? Extra. sau E greu? Extra. Adică, cum se, cum se spună, Mulți intră, dar puțin rămân? Puțin intră și mai puțin rămân. Da? Și se satură. Unii sau alții uh -huh. au dat lovitura și au plecat din țară, care au, au strâns 10-15 milioane. Și s-au ușchit. Sau le ajunge pentru trei vieți și au plecat. Ori Dubai, ori Monaco, ori America. -a ajung 10 milioane în Monaco, Hai, mă, ne că fii serios. Când ți se ajung cât 5 ani, 10 ani, după aia trebuie să produci ce n -ai bine? Uite Cu aici, asta? Uite aici ce, ce spuneam, un, un prieten foarte bun, să nu-i dau numele, care a închiriat acum două luni, la Monaco, un apartament de trei camere, Om din fotbal sau nu are treabă? Nu, nu are treabă cu fotbalul, dar este apropiat, joacă tenis în fiecare zi și este unul din milionarii. Cu țări. cine ține? Cu cine ține? Ține cu rapidul, ține cu șucul, că Șucu este în. A, e în gașca lui, e, nu? În, gașca, e în gașca asta. Uh -huh. Și joacă uh -huh. și tenis, că și șucul cu tenis Da, 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 joacă tenis. Ei, așa, ei acolo. Așa. Și s-a dus și a închiriat, are niște vile absolut demențiale aici, în zona de așa. nord. Și s-a dus și a închiriat, e atent aici. Cu În jur de 15.000 de euro pe lună. Fia de Un apartament mic. De el de... și l-a închiriat, nu? El, el. El, el, el da. și să duc copiii da, da. Un apartament, da. da? Și l-a, la închiriat, deci cu. Uh, nu 15.000. 30 30.000 pe lună. 30.000, așa. 30.000 pe lună. Că dă 300 și ceva pe, pe an. Deci, da, așa. Tre și mi-a spus că e un apartament de 80 de metri. Pătrați. Adică 80, o garajonieră 80, dublă? 80-90 de metri pătrați, de trei camere, bine, într-un bloc absolut de menționat de mării, așa. Da. Uh, Ai, e de pe, uh, pe, pe, pe croazet da, acolo? Da, da. Și mi-a spus că un penthouse în același bloc, sus, la uh, etajul, nu știu, 20-21, cât crezi că uh, 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 costă chiria pe an? Păi, dacă pe el costă o garsonieră, cum ar reveni, o garsonieră dublă, 300 și ceva de mii, ăla, un milion. 10 milioane pe an, chirie, penthouse, în, în Monaco. 10 milioane pe an? 10 milioane pe an. Adică, adică 80, și 80 de mii de euro pe lună, ceva de genul? Atât înseamnă. 80 800. ori 2. 800 de mii de euro. 800, am zis. 800, de mii de euro pe lună. Peste 800. De mii de euro Aproape un milion de euro pe lună Ce să mai Cât crezi că are Penthouse? Nu știu cât are cât? 600 de metri pătrați Adică nu e mare, eh? eu am aici de uh... Ce, e mare? Că nu e mare Nu, e asta doar... da, bă, 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 dacă are 2000 de metri Da Hai să zic că la 2000 de metri ca în Dubai că cum am văzut. Are 600. Eu. 600, dacă avea 2000 de metri? Dar și cum să cât dai? Cât mă, fratele că, meu? Dar cum să dai 10 milioane pe an? 10 milioane pe an și nu sunt de închiriat la Monaco. Du-te, Băi, îți dau cuvântul meu de onoare. Nu, nu există cu 10 milioane da. pe an nu sunt închiriat? Da. Băi, în blocul să stai în 600 de metri pe, cu 10 milioane pe an? Da. Cât crezi că costă în blocul Unețoiu? Da. De la Dubai, da. ultimele etaje. Penthouse. Dar cum blocul? E blocul lui? Are, are, are multe apartamente. E așa, cumpărat bloc în Dubai? Da, Pe un bloc, câteva apartamente. Bă, da, așa tare a ajuns Nețoiu? Nețoiu a fost tare întotdeauna. Da? Nețoiu a fost unul dintre deștepții oameni, businessmen din această țară. Aha. de aici. Așa, păi, și a cumpărat jumătate de bloc în nu, Dubai. a cumpărat două, trei apartamente, Bun. nu știu. Da, ce, așa. Uh, Sus, la ultimele etaje, în blocul uh, lui, 25 de milioane o, un apartament. Băi, de-l te din ban? urmă. Sau să-l cumpărăm. Să-l Să-l Cum mă să A, -a -ă, 25 de milioane? Ai mai auzit așa mm -hmm. ceva? Nu. Dar cât, și cât are? Cât au? Dar cât, crezi, cât crezi că uh, uh, costă un apartament uh, de 1000 de metri în Bur uh, Burj Khalifa? Habar n-am. A? Păi dacă ăla costă la cumpărare 25 de, de cumpărat în de, cumparat, de cumpărat, de Deci dacă ăla costă 25 de milioane cât de cât normal, în de 1000 bur... de de, 1.000 de, o mie de, de, de Califa, 100 de milioane. Nu, 50. 50 de, 50 de milioane. Să-l cumperi. Să-l Să Să Și cât are mărime? 1000 de metri pe atrat. Ah, mă, nu ale Cu piscină, cu piscină. Ah, mă, nu... las-o, n că-ți fac eu un duș, mai înțeles în fiecare băi, zi. Băi, lumea a luat o razna, băi. Bă, lumea mea a luat o raznă la New York. Fii atent aici. Eu am fost la New York. La New York am fost într-un apartament deasupra un hotel, un penthouse de 1200 de metri pătrați. Avea. Cât crezi că costa? La New York. Mm. 40 de milioane. De ce m-au nebunit? Bă, băi, băiatule. Și ăla în, al Arab, a, în, în, nu, în Burj Al Arab, 50 de milioane? În, în Burj Arab. În Burj Khalifa. 50 de milioane? 50 de milioane, 1000 de metri pătrați. Wow. Păi și la Nețoiu 25 de milioane e cât e uriaș. Da, da, da are în, 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 marina pe malul apei. Dar el și le-a cumpărat sau să închirie? Băi, eu am fost un fraier. Am fost și eu la, la el și... Dar le-a cumpărat sau chirie? Le-a cumpărat. A, -a le lui. Suntem, Bine, dar el n-a dat atât. L-a închiriat. Nu? Fii atent aici. Îmi spune și mie, băi, cumpără acum pentru că ăsta se dublează prețul. L-a luat cu 1 milion sau un milion 200 de uh, dolari. Uh -huh. Acum costă 5. Nu cred. Atât a costat. Îți câți ani? 4 camere? Acum vreo 5 ani. Și l-a acum... luat atunci cu 1 milion? Un milion și acum costă peste 5 milioane. Nu cred așa. Mâine dacă le dă? A e... făcut profit de 4 milioane? Nu, care vreo 3. Are un profit de 15 milioane dacă le vinde de mâine. Deci 14-15 milioane dacă le vinde mâine da, 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 da Înseamnă că are nas la afaceri nețoiul rău de tot Înseamnă că e genial Păi da singurul dintre noi care a cumpărat pământ agricol Da El și a dat 50% lui Borcea Fii atent aici Și au uh, uh, Ei au 1600 de hectare, uh, 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 1600 de hectare da. ai, ai lor da. Și încă 3000 lucrează la a, Mare să moșier acolo. ce să mai lunge. La da, dacă dacă nu. Mă, par... dacă te duci să vezi. Da. Silozurile. Da. Uh, mașinile. Uh, și toată industria lunețoiu de la Poiana Mare. Da. Te mă. E la nivelul cel mai ridicat al omenirii. Mm -hmm. Ca în America, cum îi vezi pe aia, nu? Băi, uh, 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 are o mașină. Da. care Uh, face toate operațiunile. Uh -huh. uh, costă vreo 700 de de, de de mii de euro. De, de euro. Uh -huh. uh, Era cât 10 Mercedesuri. Uh -huh. Cu aer condiționat, merge singură, întoarce singură. Uh -huh. Fii atent aici, nu-l ca, nu, calc, nu calc, o plantă și astea, de astea inteligente. Și, astea. Am fost și eu, eu am, am fost și am văzut. Uh -huh. Este ceva... Deci nu există așa ceva, nu? Nu. No. Dar ne că mai merge cu terenurile sau, sau că am cumpărat toate acum? Păi, nenorocirea acestei țări da. a fost când cineva a hotărât să ne vindem glia. Asta a fost nenorocirea acestei țări. Și s-a dat liber să se cumpere teren da, de asta. către oricine. De către oricine și uh, au venit arabii, au câștigat luat Balta Marea Brăilei, care are vreo 70 de mii de hectare, numai din Balta Marea Brăilei, noi dădeam la toată țara să mănânce uh, și nu mai era sărăcin în, în țara noastră. Uh, Transilvania e luată de italieni și de unguri. Uh, 30% din pământul țării s-a vândut și noi vom ajunge ce-am și fost, slugi la noi în țară. Cerșiator la noi acasă. Suntem slugi și la noi în țară, suntem slugi și în străinătate, pentru că noi n-am plecat de, de, bine din această țară, am plecat să câștigăm mai bun. Dar acolo muncim pe rupte. Pe nimic. În loc să creștem PIB-ul României, creștem PIB-ul țărilor. Uh, am fost în Italia acum, sunt peste 1.200.000 de, de, de o, o, jumătate de albanie de români în Italia. ca care muncesc care muncesc în draci de dimineață până seara, nu puteau să muncească la noi în România? Uh -huh. Au făcut de așa natură să, să spargă tot și industrie și agricultură și tot. Păi, uh -huh. da. lasă că noi aducem pakistanezi, indonezieni... Dom'le, fii atent și cu asta, că eu am deștea. Da. Că n-am mai avut ce să fac. Da. Am luat din așa. Dom'le, trebuie să le dai așa, casă, masă, și cel puțin 700 de euro pe, pe lună. Pă pe când o un plus bilet de avion să duc o dată acasă sau un lucru dar stați să firești până da, la urmă. Da, 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 stai să vezi, cu firești ai da peste 1000 de euro la un român la noi. Da. Nu găsești Sau găsești niște lenești de nu să a pomenit, Sau care Deci vom ajunge cercetori la noi care, acasă? care te lasă să asta sărac. e max profeția ta? Domnule, dacă nu ne revenim puțin. Păi când să ne mai revenim? Nu, eu am încredere, o, să râdeți, am încredere totuși în politicienii noștri. Iar dacă să știi că mie de la cum place. Da, Nu fără glumă, mie chiar îmi place Mie mi se pare ciolacul român, patriot. n-am niciun interes să-l laud pe Nu, eu nici o trea. Nu, nici nu-l cunosc. Mie mi se pare patriot, chiar mi se pare român. Așa, și cu greșelile care le mai face, că mai face și greșeli. Domnule, fii aici. Are sânge în instalație, Eu spun, și că a fost uh, 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 prim-ministru. Uh -huh. O să mă înjure mulți uh, 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 că spun asta. Nu, dar dacă ei sunt deștepți și nu sparg coaliția, eu vă spun că ne revenim. Dacă se sparge, atunci e deranjant. Praful s-a alegea? Pentru că vine Simeon pe turnantă foarte tare. Uh -huh. Simeon nu face cu ei uh, cu PSD-ul. Coaliție? Coaliție și nu face nici cu PNL-ul. El nu vrea să facă cu nimeni. El vrea să ia 50%. Și nu va lua niciodată peste 50%. Să aleagă românii pe cine crede. Așa e democrație. Așa am zis și eu. Nu mai să nu se mai jignească lumea. Domne, oamenii politici. Te-a apucat pe tine. Tu dai sfaturile astea. Da, eu am răutate. răutate. nu, nu ai răutate, dar ce a fost la gura ta o viață, tocmai tu te găsi să dai sfaturile astea. Da, din experiența, mai pe, care, din experiența pe care o am. Și nu mai ai veni cu plovărul ăsta. Da, bine, bine. Ai înțeles? mai și mai ridică nivelul și la plovăr puțin, ca la șapcă. Da? e cât jumătate din mașina ta. Păi stai, că eu am daci, e normal. Da, asta e cât Dacia. Da, exact. Așa. Așa. Să revenim. La uh, ce discutam Dom'le, și Ciolacu Și uh, Ciucă Au făcut treabă bună acum În primul rând N-a spart uh, coaliția În momentul când se sparge coaliția Uite așa se duce România în picaj Fii atent ce, uh, ce spun eu ție Mai ales că ăsta vine pe turnantă foarte tare uh, uh, George Simeon ăsta Încă că este Se, -a, se, -a, se -a întâmplă ce s-a întâmplat cu partidul meu Cu partidul Vadim Mă citiți-l pe rețelele de socializare Pe Marele Vadim Spune acum 20 Ceea ce e valabil ani. și azi Lucruri care sunt foarte valabile Astăzi mă, fratele meu Ca să vedeți Citeam astăzi că eu citesc foarte mult Îl citeam și pe Nicolae Iliescu Un jurnalist foarte bun L Am citit și pe Mie și cine îmi place Pe politică externă foarte mult face Romoșan, îmi place. Pe, a lui Petru, Romoșan. cheamă. bine scrie. adică pe politică externă vorbește. Și Gușe tare. Gușe, tu că... Ei, sunt oameni, nu mai e nevoie. Da, îi știe toată lumea. Da, Bun, hai, lasă-i cu politica, că noi nu suntem cu politica. Așa jurnaliști... Mă auzi, te bagi la Anca, Alexandre. Tare așa. Anca este una dintre cel mai tari și cu, cel mai al cu rating, să știi. Ia Ciotăcu, aia, Simona, aia. Sunt mulți, mulți frate care sunt buni, dar dintre jurnaliști pe care eu îi citesc, îl citesc pe ăsta în Național, pe Bă, băi, diabolic. Da? Băi, diabolic. Dar aveți că Buai e și în Fanatic. Da. Și l-am citit pe ăsta. Deci, în Fanatic nu-l citești. Da, da, tate, îl citesc peste tot, pentru că este un titan. Așa zici? Așa. Și l-am citit și pe. Christopher, Christopher, Cristian Tudor Popescu și l-am citit și pe zi marele asta din, din Cristoiu Cristoiu, am citit articolul al lui Cristoiu, l-ai citit? Da, Să-l citești acasă de astăzi din Libertatea uhum. Mie e tare de tot, Cristoiu. Mă tare, tare de tot, înțelegi? Mie îmi place, gușe, tu că au, au, niște. Bine, uh, CT, CT, ah. CTP-ul îți CTP place, dar nu ți-a plăcut asta. Cu Naționala nu ți-a plăcut. Nu, 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 mi place. Ah, nu, nu, nu. Deci, nu, ce? Nu, e rău, ă? Nu, e un tip, uh, un tip grosier, un tip uh, prea, prea, multă pasiune, să nu-i spun rău ca tine, știi? Uh -huh. E un tip totuși, a citit un tip de ștept, Nu, rău nu în ca, situații din astea O, e, e fiară Dar el așa a reușit da. Înțelegi? Asta știi că spune și multe lucruri pe drepte. Da, da, da. deranjează da, foarte tare, dar multe da, lucruri da, are le are spune niște pe drepte. Fi, Are niște fixisme nemaipomenite. Asta cu religia, asta cu... Bă, frate, dacă poporul așa vrea... Tu ce te dai că și imi, care tu... e problema? E problema. Lui nu-l bagi în seamă și tu îți vezi de religie. Așa, așa. De credință. Eu. Așa, așa. e dreptul omului. Dar fi de. <coughs> și Nicolae Iliescu, ăsta, jurnalist bun, dar... Te-ai întâlnit vreodată asta? cu CTP-ul? Nu, niciodată? Niciodată? Băi, niciodată. Nici bună ziua, nu, nu, nu ne-am dat niciodată în viață Nu, nici nu, nu te-a sunat sau nu l-ai sunat vreodată? Nu, nici nu, pe telefon? Nu, 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 a? nu. n-a fost genul meu, dar, Nu e, da, nu genul meu, nu. E, nu. e genul meu, uh -huh. nu. nu e genul meu, cu toate că și eu sunt destul de de, de în, în toate chestiile astea, dar nu e genul meu. Deci presa încă o dată, spun, presa începe să uh, lovească puțin uh, în performanța echipei naționale. Și mie nu mi-a plăcut asta, chiar dacă eu nu inghit pe uh, uh, conducătorii uh, lor. Cu toate că nu mi-au făcut niciun rău. N-am nimic cu ei. Băi, la performanța asta, băi de, bucur... băi, de bucurat, când ne mai bucurăm și noi, dacă nici la succes nu ne bucurăm băi Horia? Apropo, atent, Eu sunt un om bătrân. Da. Fii atent aici. Eu n-am niciun interes să laud eu pe Burleanu sau pe Stoichiță sau pe uh, Edi uh, Iordanescu. Culmea, da. Bă, da, at... Băi, în merită, da. Nu, ba, ar fi la, să ai vreun interes. Bă, ba, bă, Stai că nici bilet n-ai la meci. Nu, pe păi ce? Mi-au dat ăștia vreodată <laughs> un bilet. Dar vreau să spun. Băi, când merită omul, chiar dacă te-a mai tras o jurătură, mă, chiar dacă nu-i place de tine, mă, scoate în evidență lucrurile bune. Cum să nu scot eu în evidență lucrurile bune ale lui Chiar dacă a fost o grupă de râs. O grupă de râs. Au, au, au dreptate ăștia, toți. Inclusiv uh, Cristian Tutu Popescu. Băi, dar de bucurat. Noi, noi, când ne bucurăm, no. nu mai Băi, știm. Băi, înainte, pe timpul meu, era o sărăcie de 100 de, de ori mai mare decât asta de azi. Băi, nu exista duminică, fără lăutari, hore și așa mai departe. Și a, 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 le gheorțeau mațele nu. la toți de foame. Ai înțeles? Da. Dacă avea unul să facă niște floricele, era coada de aici la mine acasă, ca să cumpere o pungă de, de floricele. Deci erau fericiți. Se duceau și jucau până, da, uh, drace în picioarele lor. Oh, zis, A, acum, băi, nu ne mai bucurăm nici la succes. Dacă are unul succes să-i tăiem repede glanda, fii atent aici. nu scoatem în evidență uh, uh, lucrurile bune, scoatem numai lucrurile rele în evidență. Mă, dacă celălalt a greșit, sau președintele ăsta că a greșit, au fi greșit. Bă, scoate în evidență și lucrurile bune pe care le face, băi. Mă, s-au repezit în el acum cu uh, uh, cheltuielile astea uh, pe afară. Mă, poate au dreptate. Mă, dar dacă așa a considerat el. Bine, eu știu ce n-am da. înțeles aici la Ioanism? N-am înțeles de ce a trebuit să-și mediatizeze așa de tare vizita asta, că e peste tot la toate televizoarele. Cum? Nu el a mediatizat. Ba, da, nu, Vai, de. nu. Nu, aia e o politică de administrație prezidențială. Nu există, tata. Nu, nu, bada, bada, tată. Tata, din contră, au nu. oprit. A, a... Nu e adevărat. Nu greșești. Greș... No, Crede, mă no. greșești. Așa, nu, eu, eu n-am înțeles de ce. Ai, mai ales că te vezi cu președinte Tanzanie, dai mâna cu Simba Leu, la ea, mă și dai prilejul lui Simion, Varza l-a făcut Simion. Ai văzut clipul lui Simion? Am l-a făcut. Faraoane și varză. Adică, acum știi cum e? Știi cum e? Țara, păi știi cum e? Europa asta explodează, arde. Aia, așa, și Ciolacu greșise. Ascultă-mă, te duci în Tanzania la lei și la zebre și la... Ciolacu și-a revenit pe traseu. Uite așa, foarte deștept a fost. Pentru că și el o luase... Gata cu politica, gata, nu, nu, stai, să spun. Gata, te rog. L-a luat pe Ponta Consilier. Ponta e mai deștept decât ei toți. Numai că e procuror, are, uh, 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 apucături. Numai rău, are apucături de răutate, de astea care uh, vinova, nevinovat. hai să-l băgăm no, la pușcărie. Hai să-ți dau o altă. să lasă-mă cu politica. Du-te la Anca Alexandrescu, că știi că e, beton așa. și faceți emisiuni ca lume. Bine. Fii atent. Uh, vezi că ai să mi-a făcut socoteala, ai să-i dai așa, mi-a zis că aproape 3 ani de contract, ori zece 12. vreo 300.000 de, de euro. Mi-a zis că îmi dă și mie ceva? Așa Mi-a zis Eddie Ordănescu că îți transmite că ai să-i dai aproape 300.000 de, de euro, că nu are 30.000 de, de euro contract pe lună, are 20.000 de, de euro contract pe lună. Mi-a zis în venem și gratis la echipa națională, că e frumos. Și mi-a zis să-ți transmit că uh, aia 10 10.000 de pus în plus, mai înțeles, îi așteaptă cu mare drag. Uh, I -i de l la tars. tine. Îi dau Bine, ok, ok. Da, da, vreau și eu... Mă tot întâlnesc cu el, cu tai... Vreau și eu te ul Mă întâlnesc cu tai ca sfârșit. Tot îmi mulțumește că îl laud pe Edi, Că eu nu l-am ars pe Edi așa. Când toată lumea îl, lovea din toată direcțiile. Pentru că, stai că acum nu mai arde nimeni. Dă ieri e campionatul mondial al scuzelor. Ai observat? Da, da, Toată lumea cere scuze. Da, vreau să spun o chestie. Nu mai e. da la întors. Deci, mi-a făcut băiatul socoteal, Am stat azi dimineață cu el și am făcut că și eu sunt interesat să iau lovele. Da. Vreau și eu lovele. Da, da, da. Dacă nu ne dai un apartament de la Matale. V-aș putea să vă dau altceva ce știu eu acum? Da, un apartament. Nu, dacă nu, la asta la, te referi. Altceva. Nu, nu, da, nu. Nu, Al cred altceva. că la asta te referi. Nu vreau să mă gândesc la ce ai putea să te referi ba, tu. Ba da, ba da, la... oh, Nu, nu, Voi nu, -vă nu. La aia. Deci, am, aș putea am, să vă dau. am făcut cu edia azi dimineață. Nu, ești un elegant. Hai să nu coborăm nivelul discuției. Da? La <laughs> ce te-ai gândit? Ca ai putea să ne dai șahmat la șah, la asta te-ai gândit nu, 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 nu? m-am gândit la ce... a, a, o nu. masă, că o, să dai o masă o, o, o masă la Monaco sau nu o... merg eu la Monaco, nu. E, eu mănânc aici a, mai înțeles, a, la a, atunci, da, Los Angeles eu la Cocoșiatu, la, la, la mici la mici la dacă dai niște mici ești prietenul meu, nu mănânc mici sunt la slăbirea, uite cum sunt S -a, S -a, da. S -a, S -a, da. Bun, hai, lasă vrăjeala și ascultă-mă. Deci am făcut azi dimineață cu Edi, noi doi socoteala pe banii tăi, că e bine a, a să parți banii e, bine, bine, banii mei. Da, împărţi. exact așa. Îi vedeți voi și am zis că 3 ani de contract, ori 10.000 de euro cât mi-a luat, că am 20 de 30 de și am ajuns că suntem buieri la 300.000 de Hai să-i dai, să dai 300 de mii? Nu vreți să vă dau un avans acum? Ba da! Păi, hai, scoate acut, lasă-le 5.000, un avans la mine, că îi dau eu lui Edi când nu-i prinde. Bravo, lo derumit. bravo lui, Edi 20 de mii are, așa Bravo! Mi-a mi zis că e fan al emisiunii, dar Brav. că 20 de mii are Brav. și că-ți mulțumește că l-ai susținut tot timpul. Da, l-am susținut, -am susținut și am avut încredere în el, să știi. Da, mie nu mi-a mulțumit, dar nu mai contează. E. Nici el, nici Taso Băi, Dar să... poate cine știe? Băi, să știi că uh, amândoi au bun simț și tai că sunt și el au, chiar și... Da, Noi ne facem meseria, da. nu e nevoie de. Și meseria, și amândoi. Nu, stăpânirea de sine lui... Cele mai de Cele mai tari dinastii, Lucescu și Ordănescu. Da, da. Mamă, ce copii au și ăștia da. amândoi. Și Lucescu, bă. bă Eu spun ceva. Ce educație au amândoi, bă. Și, de, de, și, băiatul Lucescu și ăsta lui Ordănescu. Bă, și băiatul ăla al lui Ordănescu, dacă îl vezi cum e... Păi, țiplă și de o, de, de eleganță și de, Bine, să ne anunți cu banii dacă ne dai eșalonat sau toți odată. Mă, vă dau un avans da, 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 ieri da, da. Și, și... restul al ieri. Mă, dar apropo de banii mitica. Eh. dacă ai avea astăzi 5.000 de euro, în ce ai băga? Să zicem că ai fi un băiat tânăr, 5 da? 5.000? Da, 5.000 de euro, da. 5.000 de euro i-aș băga la Max Bet. Tare asta, <laughs> asta, ca să o să ne înjure lumea că ne-am înțeles ca să facem publicitate, dar nu, vă nu, jur că a, a, a fost da. din, din, Nu, dar ce? Nu, no, ce drag să faci cu 5.000? Nu faci nimic cu 5.000. Cu 5.000 nu faci nimic. Dar de la 50.000 de euro în sus a spus ce aș face acum. Da. -a, aș, aș, cumpăra... Nu, no, cu 50 e puțin și 50. 100 așa. Hai să zicem 50, că oamenii, băieții tineri n-au bani. 50 să zicem. Aș face Două solare. Ți-a spus? Solare, nu? Nu, mai Și în afară de asta? Ca să faci bani. Sau să măcar să ai un trai ok, să câștigi cât de cât acolo, să fii bine. Nu să te îmbogățești. Cu 50.000 de dolari nu faci nimic. Absolut nimic. Nimic? Nici o excursie în Dubai. Mai o excursie în Dubai ca -aia, să pierzi bani. Nu. Da, de la 100 de mii de euro în sus... Bun, zim de la 100 de mii. La 100 de mii de euro în sus, cumperi 5 hectare de pământ. Da? Ia, 5 hectare. Și te apuci și pui uh, 5 hectare, uh, toate 5 hectare, în fiecare 1 hectar, 2 hectare, 3 hectare. Numai... Uh, Plante medicinale. A zis. Asta zis plante. Nu mai există, asta mi-a existat odată. în afară de asta. Nimic, eu nu știu, deocamdată nu m-aș băga în altceva. În restaurante nu m-aș băga pentru că nu sunt pescobar. Mm -hmm. Eu am avut. Nu și e concurența mare de tot. Nu e, nu există concurență la, la restaurante, domnule. Ori, ori ai bani și îl faci mm -hmm. la cel mai înalt nivel și îți aduci bucătar de top, cum a făcut asta mm -hmm. pescobar, mm -hmm. cu toate că te calcă mulți, mulți neaveniți și mulți necunoscători. Poate să spună că a găsit O e, în, în Dacă în, ești rău poți să spui da, orice Da, Că a găsit o șopurlă În, 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 în loc de Coada mm. Caracatis era o șopurlă Poate să spună o, o, orice Că e, acum e în lumea liberă a, Rețele de socializare mănâncă ha toată lumea de toată lumea. așa e. Deci cu restaurante n-aș uh, pe nimeni. Nu, asta cu la bursă, la bursă nu trebuie nu să ai o educație. Eu vorbesc, eu te întreb pentru omul de rând, bre, lasă-mă cu bursa ta. O românul de rând, ăla a făcut 50.000 de dolari. Românul de rând, nu bursă și asta. Nu face nimic cu 50.000 de dolari. Să-i să, pună cu dobândă Uh, nu știu, sau să spălătorie? Cumpără, să cumpără, păi unde găsești teren bun de spălătorie? Nu, dar e o, e o chestie și spălătorie auto? F e foarte bine, îți dă 50.000 de, de dolari pe lună Păi asta zic, adică ar fi o idee spălătorie? O, ar fi, da, unde găsești acum locuri bun de spălătorie? Nu, dar zic, dar ar fi o idee ar, spălătorie? Ar fi transnet, dar nu da? o faci cu 50.000. de Cât îți trebuie, minim 100? Minim 100, asta da. și eu spuneam asta, dar asta trebuie min -min minim Dar e, e șmecherie spălătoria? Este, e munca dracu, dar. Uh, adică, faci? Cât faci la finalul lunii, dacă muncești? Rămân 10.000. 10.000 curat, nu? 10.000 curat la 10 găuri. Uh -huh. Reține ce. Da, spun. da, da, dar am înțeles. La da, 10 găuri. Adică, uh -huh. să ai. Uh, uh, Eu știi ce mi-aș deschide, nu? Dacă aș avea bani. Ah. Farmacie. Nu. No. Este fiasco total. De ce? Au trebuia să faci acum 20 de ani, 25 de ani să-i prinzi pe ăștia. Eu zic că, e că de ce e prea mare concurența? Unde mă e o cucoană care are toate farmaciile. Da? E, e, o miliardară. Da? Păi sigur că da. Am vrut eu să fac farmacii, că aveam locații bune. Și? Și mi-a zis... seama, hai de bă, mi-a zis, stai în banca ta, măi, frate meu, că asta are 400 de farmacii și tu vrei să dai drumul la una? Păi te acoperă, una nice. e, ea cumpără medicamente asta foarte ieftine Asta e regina farmacii da, regina farmaci. e o doamnă deosebită da, E uh, da. româncă, nu? Româncă, da uh -huh. uh, Fii atent aici Păi una e să, cum să te duci la o fabrică de medicamente Și să cumperi pentru 400 Să cumperi pentru 400 de farmacii da. și alta pentru o farmacie te bagă la înseamnă, nici nu îți dăm medicamente uh -huh. Nu, no, nu nu e bună asta cu medicamente Dar asta regina farmacilor e cred că e miliardară Miliardară, da, da Nu, serios acum Miliardară, miliardară a? Da, Dar da, cum, da, da. cum o cheamă? Ar, că, în poate? toată țara Nu mai știi exact a, da? Chiar dacă aș ști numele nu i-aș da Pentru că nu e bine să Să da, dacă -ai... ocupă de medicamente, nu e bine <laughs> Doamne ferește da. Apropo de uite, de doamne, de alea, de alea De părinți, de asta. Ce părere ai mă de de acesta? Știi povestea? Știu, știu a? Uh, El niciodată să nu fie supărat pe tatăl lui Indiferent ce se întâmplă Tatăl lui vrea numai binele și a vrut binele Dar Cum să au zici așa mă da, aia, fata aia de la Câmpul Lung. Da. De unde ești tu? Da. nu am rămas și eu, mi-am făcut a, cruce Doamne Dumnezeule, Doamne să crești un copil, să bagi să bani de educație și asta. Te facă praf pentru și, o convingere de-a ta. Și de să te facă să mori. Nu, și stai. Nu, nu, să... No, stai, neamitică, mai că să avea altă convingere. Care? Nu, nu, asta. nu asta. Stai să spun ceva. Ca părinte poți să mori. Da, profesor, ascultă, știu, dar nu asta e esența democrației? Să avem convingerile noastre? Ba, Sau da, cum? Da, ne bagă fata la Asconi cu forța, convingerile pe gât? Nu, 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 dar ce-a făcut este fără... Eu n-am mai întâlnit până acum educație, iar oam oamenii politici care nu dau educație cum trebuie copiilor, aceia n-au ce să caute în politică. Da, te așteptai la Ciprian? Da, no. Dar la DEAC te așteptai să urăsc așa de tasul? N-am nevoie de avocat la 40 de ani? Uh, uh, Mi-e rușine? Dom'le, a, a, vrut să, să, pună Batista pe țambal vis-a-vis de el cu mandorniile astea. Am înțeles. Și face asta? ne uite-te la mine. Deci dacă îmi tăia limba... Știu, tati. O uite-te la mine. Dacă îmi tăia limba, da, bala, și cine era, cine e acolo, da, mai înțeleg. Da? bine, nu cred eu că bala așa. și dacă îmi tăia limba, și dacă îmi punea mâna pe tocător, și dacă îmi zicea pleci, îți reziliem contractul începând de mâine, am uitat că le spuneam, vă pup, eu tata? Da, da bine. A, bine zim că greșesc. Domne, N-a luat valut, dar nu cred că e un tip rău, un, un tip needucat de ac, să știu. Dar nu e vorba de educație aici, e vorba ba de... Da, de... vorba de educație. Și de dragoste Noi, aici. Nu, ai, numai de educație. Dacă n-ai educație, n-ai nici bă, ne dragoste. dacă stai limba, ce făceai? Zit, Nu, no. cum să cum așa? Și stai, n-ai avut relație grozavă cu taică că tu mi-ai povestit. Da. Ziceai așa ceva de taică Nu, no. doamne ferește-mă, doamne, Mă, stai, limba? Cum de părinți? ce mai sfânt pe lumea asta, mă? ce mai sfânt decât părintele? Bun, și de ce a făcut atunci? Mai, a, a, așa cum a, pentru părinți, cel mai sfânt din lumea asta este copilul lui. Sunt copiii lui. Stai și taica copiii, -a, dar și tai că s-a vorbit frumos. Copiii și, și nevasta nu. bă, să țineți mi minte fi că ce vă spun. Io Ioan dea... bă, da. Eu mi-am supărat nevasta ca nimeni altul în decursul vieții mele. Uh -huh. Bă, dar mai mult de o oră n-am stat supărat pe ea, bă, să o ia pe mine. Și asta. Să stai supărat cu nevasta Păi ne vezi să spui toate secretele. Toate i să. Iar cine, îi spune toate secretele uh, uh, nevestii nu-i sănătos la cap. Înțelegi, dar totuși. Problemele de viață. A, 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 le -a. Păi așa e. cine i spune toate secretele veste Nevestei secrete. trebuie să-i spui tot. Da, vezi, cine i spune toate secretele da, e bou. E bou. Nu, nu e bou. Da, nu e sănătos vacă. Păi o, 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 o viață de familie fără puțină minciună. nici. Băi, eu nu sunt un om care să mint, să vin în fața uh, de oameni uh, și să, să, spun, domne, cu o nevastă, trebuie să-i spui tot. Băi, dacă, dacă îi spui tot, te duci la cimitir imediat, mâncați ți și gura ta. și de ce a făcut de asta? Doar se pună bine cu clubul? Da, da, da. El, săracul, e pe ultima sută, da. înțelegi? Da. Trage de el să mai câștige câțiva bănișori. Bănișori. Pentru că... Și ori fi zis aia, nu? Bă. Nu, nu i-au zis. Eu așa ceva nu-i zice nimeni. Nu zice nimeni. El a vrut Mă, el, 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 crezând, el, crezând, că asta nu-l supără pe taică sau. Păi da, dar m supărat pe mine. Da, știu. Și, și pe, pe, ăla, și, pe, și pe, pe ăla. Și, pe mine. Pe... Și pe mine. Și pe mine. De... e că te-a te Pe supărat. mine care eu sunt, eu, eu, eu sunt uh, un familist ieșit din comun. Eu, fii Te-a te durut. Tu te aici. Nu ca te-a durut, atent. nu? Eu, duminică de duminică, da? mănânc cu copiii mei, cu prietenele copiilor mei, mm -hmm. cu prietenii copiilor mei, fii atent aici, dacă vor să vină la masă, obligatoriu, o dată pe săptămână, familia mea trebuie să se întâlnească cu mine, ori acasă la mine, ori la un restaurant în altă parte. Obligatoriu, pentru că acolo la masă mai spui și o glumă. mai Mai spui și o prostie, dar mai spui și lucruri de viață. Da, da. Tu, spui, -auzi tu, spui, cu uite, tău, tu, cu ochiul tău, îi mai evaluezi. Da. Îl lauzi pe un nepot Dacă vezi că a făcut lucruri bune Sau îl critici și spui Alo băi ăsta Voi fratele miresc vezi că nu e bine ce faci Și râd așa când aud expresiile da mele da, da, și a -l, a -l Râd Dar Înțeleg Ai înțeles? Pentru că viața de fotbalist Este extraordinar de grea Lumea nu știe și odată o să dezvoltăm această uh, discuție. Fii atent aici. În toată lumea asta, toți fotbaliștii se dopează. Toți? Nu există fotbaliști de performanță să nu se dopeze. Nu în afara. Uh, uh, peste tot, și în România, și peste, peste tot. Peste tot. Nu există. Ori își bagă în sânge uh, oxigen, închidușile și își bagă oxigen peste tot în toată lumea, ori își iau, uh, uh, deci, în limita uh, medicinii actuale a umenirii. Ai înțeles? Da. Adică îl controlezi și nu îi găsești. Uh, deci, nu droguri. Și nu dopagi în afara legii. Ai da. înțeles? Dar da. Dar și dacă îți bați oxigen în sânge, în afara legii. Dacă depășești, nu știu ce. Deci, ține minte, toată lumea își bagă. Toți? În Anglia, Franța, Germania... Toți Iar bombonele ce iau, eu îl felicit pe doctorul care le-a dat bombonele românilor. Că nu există să nu dea. Și de ce fac asta? Deci, susținătoare de efort. Așa se numesc. Susținătoare de efort. Și de ce fac asta? E viața grea? Te uzezi? Ai dureri? Nu, nu, dar la cât să aleargă, faci crampe. Asta zic, A ai durere? Dure. Adică nu, e o viață de un, un, nu ori, poți, nu ori, un ori cu multă durere. Tot mă auzi tu pe mine că nu pot să susțină efortul. Nu pot să susțină efortul maximal, înțelegi? Uh -huh. Adică ai făcut un sprint de 60 uh, de metri, uh, uh, corpului trebuie uh, cel puțin 30 de secunde uh, uh, revenire. Dacă ești un sportiv bun, dacă nu, îți trebuie 3 minute uh, 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 să-ți revii. Dar după 60 de minute în antenor, ai pierdut mingea, își cere... Să mai faci alți, poate 40-50 După adversar Să recuperezi mingea uh -huh. Pentru că dacă joci la Guardiola și ai pierdut mingea Și tu nu te duci să recuperezi Nu mai joci la el Și la pisurcă era la fel Adică, dumne, ești fotbalist Poți să -mi pierzi mingea Dar te duci să o recuperezi Nu o recuperezi, dar influențezi recuperarea uh -huh. a, Nu știu dacă mă Da, 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 înțeleg că... Îl hăi tu pe aia, nu stai a, să te uiți Dom'le, știți de ce am câștigat totuși cu echipa României? Uh. Pentru că eu am făcut un calcul. Aseară m-am apucat de, de calcule. Nu am uh, maieurile alea uh, ale fotbaliștilor pe mine să știu sigur cât au alergat. Dar după calculul meu, echipa Israelului a făcut peste 7800... După calculul meu, peste uh, 78, de, de, uh, Zici, 78, eu, de 78 de mii de... 78 kilometri. Da? Tot, toată da. echipa, inclusiv portarul. Da? așa am făcut eu. Iar ai noștri au făcut peste 86 e, e, de kilometri. De deci, alergătura mai mare reglează puțin și valorile. Uh -huh. ai, ai înțeles? Uh -huh. Dacă alergi mai mult, bineînțeles că în curs faci... -n -n... E, noi am alergat mai mult. Iar de asta este de felicitat Edi Iordanescu că a băgat Jucători cu capacitate de efort mare. De exemplu, pe pușcaș. Păi ce, îl băga cineva pe pușcaș? Nu. Eu nu. Nici eu nu îl băgam pe pușcaș. Dar el a gândit în felul următor. Uh -huh. Dom'le, eu mă duc contra unei echipe obosite da. să joc. O parte sunt rezerve care s-ar putea să fie odihniți. Uh -huh. iată cum a, așa, gând, am gândit eu. M-am pus în mintea lui, lui Iordănescu. Eu ce trebuie să. Să, să, să pun jucători care alergă. Deci, Alibec uh -huh. putea să alerge cât pușcaș, niciodată. Uh -huh. Dar este mai fotbalist decât uh, 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 pușcaș. Uh -huh. Ai înțeles? M-a uimit fundașul drept. Rațiu. Rațiu. Cât a putut să alerge, fii atent aici. Uh -huh. M-a uimit. Și bancul alergă. Asta, asta am vrut da. să spun. Fundașul stâng, cât a putut uh, să alerge. Băi, m-a uimit drăguș. Primele minute nu și-a dat seama că joacă greșit, drăguș. Uh -huh. Și nu venea nici după uh, fundașul lui, dar după mijlocaș. Uh -huh. Până a, a ieșit, Edi foarte. Uh, dacă a, a, ați observat, a ieșit și l-a pus la punct. Vino și fă faza a doua. Uh -huh. Ai înțeles? Știi că, Eddie, nu e nu, nu antenor rău. E. Acei jucători care au alergat Nu, e în Cel plus, mai bun acum. Da, care -a calificat. Da, fii atent aici. Mai voi, l-ați văzut pe stanciu? Niciodată la niciun meci nu l-am văzut pe stanciu alergând atât. Pentru asta, eu felicit și corpul medical al Federației Române de, de Fotbal. Pentru că le-a dat ce trebuie, cât trebuie și când trebuie. Fii atent aici. Am alergat ca Că dragi. eu mă pricep bine. -a am stat lângă echipa națională 21 de a, ani. Deci a, ți s-a părut că am alergat ca draci, ă? Ziceai că mâncasem jurate. Da, sigur. Așa aici cum, am bătut? Așa cum că săraci la în a doua n-au mai putut după atâtea meciuri nebitică ei n-au mai putut să stea în Știi, Federația Română de Fotbal a, 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 avut, nu știu cine e doctor acum, dar a avut pe uh, doctorul Popescu, unul dintre eminenții doctori sportivi ai acestei țări, care are clinica lui prin uh, ch uh, Chitila pe undeva, uh, era un... genial. Uh, genial. Nu aminti, că am o întrebare la tine. Tu crezi în uh, asta? Că în rugăciuni, în asta? Că uite, mă uit la familie, Rădănescu. Po fratele, iese tot. Băi, o să râzi acum ce spun. A. Adică crezi eu, nu că... sunt, eu nu sunt o, 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 un tip dogmatic. Da. Ca să ne înțelegem de la început. Da. Eu... Nu ești ca Gigi niciodată. Nu, cred că există o forță care ne ordonează pe toți. Da. Ori e implantată în creier... Ori este ceva supranatural care ne coordonează pe toți, pentru că toată lumea este coordonată. Ca să fie foarte clar. Așa. Nu, ca a spus profesorul Ciurea. Nu, părerea mea este că toată lumea este coordonată. Așa. Dar omul este diferit. Ori fii atent aici ce spun eu, nu sunt doi oameni la fel, nici gemeni, dacă ai observat, nici ei nu Opa. se că Dumnezeu n-a făcut de așa natură ca lumea să fie, uh, să, să semene unul cu altul. Și atunci de astea sunt diferențele astea și de opinie, și de înțelegere, și de tot. Bun. Și asta te-am întrebat. chiar crezi că credința asta puternică care familia Ordinescu are, chiar îi ajută? Păi am vrut să continui. Dar A, A, da, scuză-mă, 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 te rog. Eu cunosc două cazuri. Numai două cunosc. Trei. Trei cazuri. Eu cunosc un caz, Gigi Becali, care a fost mai golănaș, mai zburdalnic, uh -huh. le-a cunoscut pe toate Gigi. Da, le-a făcut pe toate. Le a făcut pe a toate. fost și băiat de stradă, și băiat de. Băianele când s-a apucat de, de, de a, 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 o chestie religioasă? Da. au venit vorba lui Rica Răducanu, cu generalul Dragnea, au, au, venit avioanele cu bugățire și le-au lăsat în curte. Înțelegi? Unul care era prieten cu el a zis în felul următor, tot așa, jucător de jocuri de noroc, Ei, jucător de Bucur, Costel bucur, poate. Știu, da, Și a zis, începând de astăzi mă las de jocuri de noroc și mă apuc de religie. Tot așa, ca asta, cu biserici, cu te stă în genunchi câte două ore să roagă și în fiecare zi, toată familia, Vă aici gura ta, uite așa a zburat, citiți uh, 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 raportul ANAF, a avut uh, câștig 21 de milioane de euro da, anul mestru, trecut. Da. Alții, familia Iordanescu, da. băi fii atent aici, ăștia cu cruciulițe, cu toate, Hai, băi eu nu pupă. fac propagandă bisericii și... și, și, și Pupănea puiu, mătările, da, dar... Fii atent aici, așa e și fiul. Stai, Edi, când s-a terminat meciul ai văzut Hai, poza aia dar, a... da, da. Da. și care am dat la fața de da, 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 da. Și a făcut primul lucru, s-a uitat în sus, a mulțumit divinității și a făcut crucea aia mare în secundă. Băi, fii în aici. Și acum urmează al patrulea. Cine? Eu. Și eu o iau pe calea uh, dogmelor acum. Nu așa că ăștia, că n-am teria. Nu, nu sunt tare ca ca Gigi Becali și mă ca... vezi serios sau că da, nu? Da, da, da. Și eu încep acum ușor ușor mă las de toate jocurile de noroc. Ușor da. așa, ușor toate jocurile da. de noroc. Păi ce mai joci acum, în afară de table? table. Mai joc table. Table, poker, mai joci? Nu mai joc. Nu? Nu. Nu mai joc. Doar table? Nu mai Sau table. remi pe bani? Nu, no, nu. No. remi n-am jucat de 10 ani. Așa, bun. Uh, Și ce faci așa, scuză-mă. Fii atent aici. Poker n-am jucat 15 ani. Uh -huh. Și acum vreo 6 luni, nu știu când în urmă, mă duc undeva la o ziua 1-a. Și după ce... Uh, a terminat ziua, s a făcut așa o masă și jucau, nu știu, cred că 10 inși erau, care jucau poker din ăsta uh, cu două cărți, înțelegi? M-am băgat și eu. Băi, eu nici nu știu să joc jocul ăsta, eu știu pokerul vechi, era cu 5 cărți. Am alunecat, fii atentă. Și râdeam ăștia să uitau la mine, mă, ce mă să dracuiața, a luat o razna neamitică, uh, dragul meu. Mă întreabă Cristianul meu, am pierdut. Înțelegi? Da, nu mult Și mă întreabă șeful de-a de ce râdeți? Bă, râd că ce bine am făcut că m-am lăsat de poker. De 15 ani nu mai jucase, Am jucat acum și aș dori să mai joc peste 15 ani. Fii atent că ești mai tânăr ca mine. mi aduce aminte peste 15 ani să mai joc. Iar, să uite la mine, domnule, a luat o rază, ne asta. Așa, și ce vrei să faci? Ce vei deveni? E. Te lași de jocuri? Da, mă las de jocuri. Te duci la biserică? Nu eu cu biserica. Dar trebuie să încep să te duci? Nu merge așa. Nu, pot, pot să, să... Slujba la Băi, copiii mei se duc. Bă, și de ce și nepoții se duc. Și de ce nu te Băi, eu de când mi-am amintit uh, copilul, nu mă duc pentru că fac temperatură, nu că nu-mi place. Uh, uh, nu știu. A uh, fac o reacție negativă în, în uh, asta când, în biserică? În biserică, dar de, deci și când au murit ăștia, prieteni de ai mei și ăștia, n-am intrat în biserică. Păi oi fi Scaraozki. Nu, mă, nu, n auzi că îmi vine rău. Ești nebun. E... Oi fi -d -d cine știe, întruparea lui Scaraozki. Nu, mă, nu, nu, nu. nu. Ești alergic la biseri. Nu, mă, no, nu, da, nu, nu, tu. nu suport durerea, mă. Nu, nu înțelegi. A, nu am -a cum să înțeleg da, la... n -ai, n -ai cum sí, Și și mă auzi? Mai că nici nu vreau. Na. Da, da, da a, nu, nu, nu. No, a nu suporti durerea. Te întorci în trecut, nu? Da, nu, nu suport durerea. Mi aduce aminte de durere de asta, nu, nu. Nu, hai să schimbăm subiectul, că nu. Dar eu n-am zis nimic, a, tu ai da, zis. Da, da, da. Văd că ți-au dat lacrimi. Da, pentru că am trecut prin clipe foarte... Eu am fost un tip foarte tare, mă, și gândesc cum dracu de mai sunt sănătos. Eu da, te de... văd, nu te... Bă... e prima oară când te văd că ți-au dat lacrimi. Bă, uh, să știi de la mine, prin câte am trecut... Asta e marea ta eu... tarană. Da, 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 da. Prin câte am trecut, bă, și încă sunt sănătos, bă. Stau și mă gândesc, am o, o minte... Brici, băi, frate, mi mi aduc aminte e. de nume, de nume de, 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 de telefon, de tot, 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 tot sunt, sunt la... Da, ne-am da, asta... da, S-a mai spus-o și o, -o. repet de fiecare fiindcă... Știi că a spus, când este să te ia dracu, te ia da, din, din ușa ta bisericii. bisericii. Da. Da, asta rămâne rana ta, nu? Da. Că, imediat ți-au dat lacrimile, te-am văzut, imediat. Cât ești tu de putere. Da, da. Așa că fiecare om își alege, cum și-au ales și Gigi, și Costel, și Iordănescu, și Poate că o fi ceva, vezi? Ei deci devii da. și tu bisericos, e, dar nu în limitele alea. Eu, eu bisericos nu... nu da, răs, da. Da. Dogmatic, da. da Dogmatic, da, dar nu bisericos. Am înțeles. Te o să te închin mai des, nu chestii din astea. Dom'le, și asta cu închinăciunea. Poate că sunt și alte forme de să-ți manifesti. Credința. Poate facerea de bine la alții a, 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 mă liniștește, de exemplu Păi da, da, nu vrei să fii ca ei ca să-și primești avioanele cu bogății? Și de asta vrei Eu ce să mai primez? Boba? Ai, lasă-ne nemitică cu vrăjeara asta, toată lumea vrea mai mult Lasă-mă la, la 80 de ani Da Doamne da, Și la 100 de Doamne, ani Doamne, mulțumesc mai. lui Dumnezeu ce mi-a dat până acum Doamne, lasă-mă uh, uh, cu, cu uh, ce am De la copii, la nepoza, pe mine... Te rog, lasă-mă da, las așa și de sănătos cum sunt. Uh -huh. Dar cum ești? Ești generos ce? sau chitros? Ah, sunt super generos. Da? Dar sunt Nu mi s-a părut așa. Dar sunt și da chitros, când de exemplu, facem la, emisiune. la unii nesimțiți. Că da? sunt și simțiți mulți. Da? Îi ah. Ah? tai? N-ai treabă? Ah? De deci ce ești generos? Ah? Da. De exemplu, m-a sunat un milionar așa. astăzi de dimineață. Așa să dau și lui o sponsorizare. Mă, milionar. Uh -huh. Nu ți-am ceru ți cerut eu niciodată. Fii atent aici. Și am glume cu el că e o cunoștință de-a noastră co o comună. Uh -huh. Bineînțeles că l-am luat la înjurături. Bine, băgate gata, ești... Bă, 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 bă. Dar cine? cine bă, nu, cine cine nu spun. A, păi ai zis că-l cunoști eu. A, știi cum ești cu el? A? Cunoștință, Cum... Cunoștințe, mă, de-a noastră. Multimilionar. Așa. Fii atent aici dă da, bă, și mie că pai, ai bă, voie să dai și este băie, am dat la alții. Am dat la 3-4, îți dau ție care ești milionar. Bă, păi am eu nevoie acum. Băi, luptă să scap de datorii, că eu nu-ți dau mâncare să ieși dacă erai amărât, mai vine unul al alteri. Jur. Nu dau nume. General. Fii atent, bă. 76 de ani. Domne, n-am bani de medicamente. Băi, bă, mitică, dăm -mi și mie niște bani. Dăm -mi și mie împrumut 400 de, de euro. Nu-ți dau, bă, că ai pensie mare, ai asta. Dăm, bă, că n-auzi că a, 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 făcut tratamente și trebuia să ia niște injecții care l-au costa, costat... Au rupt mii de, de euro. Și nu-ți dau împrumut. dă băi, glume cu mine. Înțelegi? Și am spus, du-te la directoarea economică. Ai am dat eu telefon. Mirela, vezi că vine cineva, dă-i o sponsorizare de 400 de euro. Păi, băi, am vrut împrumut, nu? Te-am sponsorizat, Ți am dat 400 de euro să-ți cumperi medicamentul. Ai înțeles că ai zis că mai trebuie 400 să ți cumperi ultima fiolă. da? da, da, da. da? Nu-i vrea una adică. Da. Bă, l-am văzut cu o satisfacție. Parcă câștigase la loto uh -huh. Înțelegi, el vrea să-mi ia, să, ia să ceară împrumut. Da. Nu, uite, eu ți-am dat. Păi, vezi? nu contează că, că nu există săptămână. A, ah, mai sunt câte unii care, de exemplu, le dau acum, îmi dau telefon peste o lună. Uh, Ne-am că uh, știți că am O am. Îți e rușine? Păi la, la unde muncești? Păi știi că nu poți să muncesc, că mea, dar el are 40 de ani. <laughs> Mori pe ăștia, că ne a? Păi nu mă la mine la muncă, i-am Da, da, da. Hai că păi te Păi nu, nu, că nu știu mesenie. nu dai cu mătura. Am da? faci curat în, 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 la construcții, uh -huh. că am nevoie de necalificați. Nici de ăștia nu mai găsești. No. Știi cu cât se plătește un necalificat? Uh, 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 cel puțin 30-40 de milioane. Cât? 34 de milioane. Păi ești naiv. 60 de milioane și nu-ți vine. asta e. Ce să faci? O să fim invadați și asta e viața. Așa, românul nu mai vrea să muncească, să fie sănătos, să muncească cine vrea. Să vină amărâții ăștia care vor să muncească și fi Și meu, și fiul meu e darnic. Fii meu e mai darnic ca mine. Tu ești ca în chitroșel, așa. Nu, nu n-am fost niciodată. Nu? De asta am reușit în viață. Da? Am spart, nene. Dar ai spart, ha? Mese și toate am spart. Da, am Am o curiozitate. Cât ai pierdut cel mai mult în viața ta odată? Într-o noapte Cel mai mult, cel mai mult ever în, toți, via, în toată viața asta Dar nu la jocuri de noroc N Nu, cât ai pierdut tu? Că e business ca ai, Am al... pierdut 4 milioane de dolari odată Într-o zi? Într-o singură Oră? Într-o singură zi Într-o singură zi? Da a, Și cum? La ce? La business? La business, da Da? Da, și era să alunec a, tot Și îți spun că nu Da Fii atent am Era să te duci la vale? Cu tot. Adică să te duci, să ajungi, tu să-i sun alții să-ți dea bani de medicamente? Nu, că aveam pensie bună, dar copiii mei sufereau. Așa. Uh, am luat bani împrumut și am cumpărat niște saloane de, de evenimente. Și am făcut cinci saloane de evenimente cele mai frumoase din România. Am fost în China singur, mi-am cumpărat de la uh, care nu încap în în, în asta, un candelabru cu diametru de 4 metri, îți dai seama e ceva de nedescris. Și mocheta și 4000 de furculițe, 4000 de linguri, 4000 de, de lingurițe, uh, 1000 de de mese, uh, uh, 2000 de mese sau 2500 de mese, uh, 4000 de scaune. Îți uh -huh. de, de seama da, ce am putut să să și a venit uh, A venit nelorocita de criză din 2008. 2007-2008. Nici o nuntă n-a mai mers. Aveam 160 de oameni angajați, dintre care 30 bucătari, care trebuia să-i plătești niște bucătari geniali, uh -huh. bucătar șef Ion, demențial, fii de aici. Și <sus> un an de zile, pierdeam în jur de 60-70 de, de dolari pe lună. Și iată întâi. Bă, când am început să alunec, să alunec, să alunec, să alunec, să alunec, să alu al al alunec, să alunec, să alunec, N-am mai avut bani să dau la bancă. A venit banca și a spus, vă dăm 60 de zile să vindeți. Dacă nu vindem noi. Eu, după 60 de zile, am crezut că... Da. O românește. O A venit, mă, banca, m-am mâncat și aș Și eu dădusem pe afacere 8 milioane hmm? am de din bancă, nu aveam un leu, n-aveam. Dar Asta. aveam garanții. Hotelul, aveam un blocșor și de Fii atent aici. Și a venit banca și mi l-a vândut într-o săptămână. Fii atent. Și mi-a dat mie 7 milioane 500 de mii. Eu l-am luat cu 8 milioane 500 de mii și în 3 milioane 100 în, în... În, Minus da, 7,5 face pierderea de 4 milioane. Tu ai băgat, deci banca ți l-a dat, tu l-ai luat cu, cu 8 jumate plus încă 3 jumate sau 3 cât da. ai băgat, 10, 11 3, jumate, da. 11 da. jumate, banca ți l-a dat cu 7, 7 minus jumate, minus 4. Minus 4. Ai nebunit, a. cred că. Cum e? Dar cum Nu. E? Stai să vezi. A. Asta a fost norocul vieții mele. Mă. A. Dar banca m-a executat. O, o bancă, nu vreau să dau numele, m-a executat. Înțelegi? Cu toate că m-a și ajutat. Domnule, nu trebuie să fii supărat pe bancă. Eu greșisem cu banca. Așa. Dar atunci m-am și mutat la altă bancă și n-am mai întârziat o zi vreodată, din 2008 până Și acum. De ce te ajutat? Domne, mi-a dat atunci bani, 8 milioane jumate, când eu n-aveam -aveam niciun leu. Mm -hmm. Că băgasem în hotel. te-ai apucat de construcție. Nu, nu m-am apucat atunci de, în construcție. M-am apucat în construcție fiind încă președinte la Ligă, prin 2010. Da, ți-a dat cheșul cu asta, să zic așa. Ai avut da, Mi-a dat chesu. Să te miști. Mi-a dat, mi dat cheșu. care, fii atent aici, aveam datorii la bancă. Că între timp mai achitasem eu ceva. Uh -huh. Și am achitat banca. Uh -huh. Deci am rămas iar pe zero dacă o pierdere de 4 milioane. Am rămas fără datorii. Bun, o... înțeles. O... Am înțeles. E, și atunci, aveam, cred că aveam în jur de 100.000 de dolari strânși din salariu. Că aveam 15.000 de. de dolari pe lună. De, de pe și uh, îmi strânsesem, eu nu plecasem în concediu și am zis, bă, ce dracu' să fac eu? Când să eu, că dau dintr-una între așa, știi? Înainte de m-a apucat de carte și de toată treaba asta, știi că am dat la drept și n-am reușit. Și am venit acasă, mă însurasem cu o fată frumoasă și deșteaptă, taică că s o deputat prin ala, Marea Adunare Națională și tot îi zicea, dar cu golanul ăla ce faci? Eu uh, terminasem liceu și nu reușisem la, uh, la facultate. Și nevastă mi-a zis, apucă ceva ca să, să ai uh, o preocupare. Mergi la o școală, mergi de asta”. Și m-am dus în Craiova și am făcut o școală pozițială de construcții hidrotehnice. Așa. Înțelegi? Și am terminat-o cu brio și am învățat și carte. La aia. E singura școală unde am învățat carte. Așa. După aia am făcut uh, frumusețe, cum fac toți facultățile și toate astea. Și atunci, când mi-am rupt piciorul la Vâlcea, ăștia, eu având școala asta tehnică și vin mai superior da, uh, având școală, școală mi-au dat în primire o epurare chimică la Vâlcea. Cu 120 de 110-120 de uh, muncitori din ăștia care făceau uh, canalizări de 800 într-o epurare chimică la combinatul chimic uh, Vâlcea. Mm -hmm. Mă și-am învățat acolo și construcția am făcut epurarea chimică plus canalizările Și plus... la și... Fața și, și acum când eram la ligă, am zis, ia să mă apuc eu de ce știu eu. Știu eu. Și m-a... 100 de mii aveam. Fiatem aici. Și te-ai apucat? M-am dus la bancă. m-am dus la bancă. La banca asta la care sunt și acum, la care, chiar dacă ei câștigă o groază de bani de la mine și eu am câștigat Dar datorită să lor. Nu nu mă deranjează. Libra Bank. Da, nu am o problemă. Nu i-am cunoscut pe niciunul din, din, șef, din, uh, uh, chef, din chef sau din patroni. Un director de filială de asta, m-am dus și eu la filială, uh, uh, m-am dus la un spectacol cu neva să mă la sala palatului și uh, jos în, în fața sălii palatului eu o, o, o sucursală de asta de bancă, da. Libra. Și m-am dus de curiozitate, bă, că bași gura, nu-mi dați bani și bani împrumut și vine. Bă, reamiti că unde nu sunt eu cunoscut. Păi, domne, garanții? Păi, garanții am destule, dar n-am bani, deloc. Cum nu ai deloc, deloc? Am 100 de mii E bă, toți sunt buni și ăia de... Dar ce vrei să faci? Păi uite, am un, un loc în uh, Sebastian uh -huh. De la Meriot, puțin mai jos Am am um, o um, um, 1500 de metri de, de, uh, În Sebastian Și vreau să fac și eu un bloc Păi du-te vrei întâi Și ia autorizații Păi pus dacă vrei, pus Ia autorizații și când vii, îmi Mă dubă, frate, durat ad până am luat uh, autorizația de construcție și m-am apucat, am luat bani împrumut. În Într-un an de zile am făcut unul dintre cele mai frumoase Cât blocuri. -a Cât a fost primul împrumut? Cât ți au dat? 3, milio 3 uh, milioane de, de dolari. Da, și am mulți au dat. Da. Chiar dacă nu aveai garanții? Aveam garanții hotelului. A, am înțeles, da. Hotelul era, da, e, da e riscat, știi cum e. Hotelul era în 15 uh, milioane. A, înțeles, uh, pus, corect, corect, hotelul da. face bani mulți. Înseamnă și mai aveam încă un, un, un bloc sub ligă A, am pe Te-a dat termenit. 3 milioane și ai făcut blocul. Fii atent aici. mai -ai făcusem 16 vile foarte mari în Pipera. Aveam bani, dar eu uh, îi băgasem în uh, pământ, am cumpărat acolo o bucățică de pământ, mai acolo o bucățică de pământ, și m-am apucat și într un an de zile am terminat blocul ăla. E de aici am zburat. Ai explodat. Am explodat. Deci cu blocul ăla din, cum îi zice, din. Din Sebastian. Acolo ai, aia a fost începutul. Nu? Da, e, 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 e în spatele e, e, molului sau ce. Dumnezeu și este apoi acolo. ai devenit milionar. Stai, stai să vezi. După aceea m-am apucat serios am cumpărat pământ bun. Nu mi le zice pe toate astea. Nu, nu. mai păstrăm și pentru alte emisiuni. Am, am cumpărat pământ bun și am zburat uh, cu uh, asta. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum iar a început să vândă bine, că eu fac lucrări bune. Iar a început, că a fost o stagnare. Uh -huh. Asta cu războiul. Încasezi, încasezi acum din apartamente milionul pe lună? Sau e puțin d un milion pe lună? Nu încasez un milion pe lună, că dacă vând, vând cam două, trei apartamente pe asta, cam în jur de 7 800 de Încasări pe lună, nu? Încasări uh -huh. pe uh -huh. da, da, da. Dar eu, Horia, uite aici, jur, Jur. În toate firmele mele n-am luat un leu salariu sau dividende de când le-am făcut de 32 de ani. Uh -huh. Păi, cred că ai să ai ceva. Nu, nu iau nimic. Uh -huh. Le-am dat fiul, fiului meu, familiei mele. Uh -huh. Eu trăiesc din pensia mea și a nevestii mele. Jur. Te nu crezi. Te nu, te nu, crezi. crezi. Că ba, nu da, mă da, crede doar. nimeni. m a jurat și ăsta care mi-a dat telefon prieten de -al meu și de al tău. Da. E, Mă înjură, dă-te da bă, trăiești din cine -a? pensie. Tis? Cine te -a sunat? Nu, mă, nu. No, nu știu dacă e milionar, artist, dar... Tis. Da. Dar, nu, nu, nu. Nu te nu, crede asta, nimeni. o, o cunoscut. Mă, dar uite, apropo de, apropo de milionar, de Gigi. Ce l la apucat, mă, pe ce să zică ieri? Dom'le, nu mă mai sună dom'le, cu național. Nu mă interesează. Nu am nicio bucurie că ne-am calificat. Pentru că nu i-a băgat jucătorii lui. Și așa orgoliu de mare? Da, 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 sigur, suferă, pentru că el pierde bani asta. Iar Gigi, decât să iei din bani? A mele? orice. Hai de mine Deci dacă, Au, dacă... vede că câștigi tu mai mult decât el, îi devii dușman. Da? A. Gigi, de asta și câștigat. Deci acum îl dușmănește pe Edi acum, nu? Nu, nu? nu, nu, cred că Gigi poate să dușmănească. Nu, nu, cu ghirimele, mele. înțelegi ce Bă, spun. Gigi s-a certat cu mine ca la ușa cortului. Uh -huh. Și, și, păi și de ce ai zis? E, e, ciudă că nu i-a băgat Pe păi, normal, și, eu, și mie mi-era ciudă, dar a, 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 avut dreptate. Vezi? Edi a avut dreptate. Uh -huh. Băi, viața este făcută numai, numai, și numai, și numai. Din din, uh, cum, uh, 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 din fapte. Nu, nu, nu. Uh, 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 Când negociază cele două partide. Cum e? Negocieri sau ce? Nu, nu, nu. Nu numai din negocieri. Din, din, astea, când pierd amândouă, nu știu cum. Stai că o să-mi aduc aminte. Nu, 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 nu. Viața, viața este așa de, 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 de imprevizibilă, să știi, da? de la mine. Încât poți să fii miliardar acum. Da? Dai de o uh, ciufă uh, <laughs> și te face milionar. <laughs> și după aia te face și, milionar în lei. Nu, nu, și după aceea tu, din cauza uh, că te îmbolnăvești, te faci uh, uh, cercetor uh, pe stradă. Să știi am de la mine, am citit uh, uh, cazuri de astea. La toată lumea spun, Horia, și spun și ție, numai familia te ajută în cazuri grele, numai familia suferă pentru tine și numai familia trebuie susținută din toate punctele de vedere. Necondiționat. Necondiționat. Dacă vrei să ai liniște la bătrânețe ca mine. Yeah. Și nici atunci n-ai. Da. Da, Fii atent da, da, aici da, da. De Gigi asta, e ciudă pe Edi că nu-i bagă, nu, că pierde bani, de dacă fapt, nu? E normal. Dacă, nu, nu? le crește cota. Dacă, dacă, îi băga pe toți trei de la, Ce la zicea așa, de Edi? Zicea că este faraonul. Da? Vorba... Mi-am <laughs> 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 că să o zic pe ultima. Ia zi, tati. Intră mai acum două ore în emisiune, Giovanni. Și ce, Giovanni, zice, hai să o dau pe ultima, zice că asta e pentru tine, zice, cu dedicație, nici nu aveam voie să intru, că am semnat un contract cu. Filmul, zice Giovanni, cu filmul. Da. 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 Și da. zice, Giovanni, fac film, Don Giovanni, am intrat la tine, Horia, că știi tu, că am eu așa o slăbiciune pentru. Auzisem. Tine. Da? Auzisem. Fac film, Don Giovanni, zice, mai înțeles, rup tot ce crezi o să aibă succes. Extraordinar. A? Giovanni este uh, subiect de, da. de, de film, să știi Da? Pe onoarea mea. O să mai... rupă? Sparge tot. A? Sparge. O să fie cel mai tare film de la revoluție? Depinde ce, ce actori. Pentru că trebuie să aibă viața, da, viața. Nu mai contează. da, nu a zis viața să -a... De, Păi, viața de viața de Nu, de, nu de, a zis Giovanni așa, că sunt trei actori. Ah, atunci da. Trei actori. 1. Copilărie-adolescență, când vindea bilete în fața la patria, ce a povestit el. Da. După aia, când crește, da? Așa, și după aia, când, când crește și face, zice el, cum zice el, nenorocirile care le-am făcut ce ce râde el. Azi? Și după aia, zice, mai înțeles, și după aia, când am devenit agent și am intrat în lume. Uite, aici ne dau o sugestie uh, scenariștilor. Ultima. Uh, 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 nu, uh, perioada de mijloc să o joace el. Giovanni. Că deci Giovanni a slăbit da? și arată bine acum. Da? -o joace, el s-o joace. Da. Măi, fratele meu, sparge pe toată lumea. Păi când o o luau cu Dunărea, cu trecutul Dunării. Tu ți dai uh, tu seama? cu jocurile de noroc, cu gloanțele care și erau pe la ureche. Pff, ce asta? cu chestia aia cu, care a făcut o la uh, uh, casino Victoria cu, cu i a făcut pe ea să dea banii Nu știu, ce a făcut. Pff, de ce a fost la casino Victoria? Ce e de notorietate asta. Nu mai știu, acum nu le mai știu pe toate. Fia de dai. Jucabil... Câte minute ai? ai stai. Nu, liniștit. câte minute ai ca să știu. Ai, stai, asta. liniștit. O, ce dracu a trecut. Hai, da, Nu a trecut nimic. Trece când vrem noi. Când mergeam noi, eram tineri și mergeam în cazino, cu Giovanni, cu Mons, cu Biorel Păunescu, cu, cu o... Pițurca, cu gașca noastră, mergem la Casino Victoria să jucăm. Să jucăm Veneam de la un match. Da, ruletă, blackjack, ce-ai jucat? Da, da. Giovanni s-a dus la o masă privată și juca blackjack. Și pierdea... Da. Ce, sute de mii, ă? Nu a pierdut uh, peste o sută de mii. A luat împrumut de la... Uh, toată lumea. A mai luat uh, împrumut și de la casino, că îi da pe ceasuri pe astea. A, normal, da, normal. Da. Și... Fii de aici. Vede o carte jos, în spatele grupierului. Uh, cru, uh, da. Înțelegi? Și începe să țipe. Hoții, Bandiți! îți dai tu seama, iar cazinou... Uh, 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 Cel mai tare cazinou. Uh, da, Ful era. Da, At atunci toată lumea venea în cazinou. Oh. Înțelegi? Mâncare gratis, băutură gratis, dai seama, veneau și... Da, acum care nu nu mai e mâncare gratis și Nu mult, știu, da? n-am mai intrat, -am intrat de, de 12 bon, ani am în, așa în, așa în, în cazinou. Giovanni vede cartea că Stai un pic, să vin toți cu toată că chemați conducerea, să vină poliția. Domnul Giovanni, ce a spus? M-a furat, cum mai furat de Ia uite carte jos. Și a jucat fără o carte cu mine. Înseamnă că ați știut. Nu, no, să uite, ăia, văd un 7 sau un 12, nu știu, nici nu mai țin minte ce. Ăstea albi toți la față. Dom'le, să vină poliția! Bă, Dom'le, ce vreți să-ți dăm? Ce să-mi dați? Să-ți dăm banii înapoi? Să nu, 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 dați banii înapoi și mai îmi dați. Nu știu că cât... nu mai țin minte. Nu știu cât, tu, te că... Nu vreți să-mi dați? Nu. Dați un pic. Pune mâna pe telefon, mai fratele meu. Îl sună și era uh, un general de poliție. Nu știu dacă mă lasă Giovanni ca să... Nu spun îl spune, numele. lasă. Dami. Nu spune. Ăla, da. Tata Nițu eram, Hai ca, să da. ca altfel nu se leagă povestea, da, da. Tata Nițu era, îl sună și prieten cu el, noi toți eram prieteni cu, uh, mm -hmm. hodat, am, am auzit că era un om foarte bun. Un admirabil. Da, da, așa. Și îl trimite, mă, frate, ăla îl trimite, nu vine el, îl trimite pe fiul care era capitan sau nu știu ce. Da, da. Vine ăla și spune, domne, am greșit, asta, dar nu îi dăm bani înapoi. Și dă bani înapoi, bă, toți. Dom'le, stați un, pic de... Nu, 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 nu tot, tot. și patronii și tot. I-au dat telefon la Viena, că uh, nu puteau să dea bani fără ăia de la Normal. Viena. Și le-a spus alora de la Viena ce s-a întâmplat. Oia de la Viena, băieți deștepți, băi, nu vă puneți cu poliția și cu astea. dați bani, dați cât vreți uh, înapoi. A luat banii Giovanni. Atent, a luat și, și, deci uh, 100 de uh, mii sau uh, cât pierduse, uh, uh, plus, uh, uh, plus uh, uh, încă vreo 100 de mii. Uh, da, da, da. da. Cât a luat? A luat încă și a, patut, nu? Da, și a plecat râzând. Da, E diabolic din punctul vedere. Dar cine arunca se cartea? Nu, e căzut să E căzut la cupierii Căzut la cupierii lui fără să da, Fără da, da. să-și dea Și seama Da. el a văzut-o Tu îți dai seama, bă ce este Eu dacă o, o vedeam spuneam Băi, vezi, bă, bă, bă pune-vă cartea la loc da. Ce putea să nu. Dar Giovanni care era Umblat, da, da. Prin, lumea. Da. No, umblat da. prin lumea Un Nu, umblat prin lumea Prin gazină I-a făcut varză I-a făcut varză, băi, frate Și când a plecat ce a zis, Giovanni? Da ne-am mutat, nu știu, la Arcaș. Nu, unde am mâncat, am băut și am plecat acasă, stea <gătă -și> Da, dar da, a rămas asta povestea. Ah, ce Știi bă... ce am zis? I-i zic lui Giovanni, fii atât. Că face. I -i zic lui Gio vorbesc cu Giovanni, nu știu ce? Închide Giovanni și zic: băi, le zic, I zic: "Adi Barna sună iară pe Giovanni, mai înțeles rogar să mai un nu că am uitat ceva." Și intră Giovanni, da, holi, Mai înțeles că am râs, a fost Caterin, că I-am zis eu, zic: "Să bagi scena cu mine cu peștele, cum mai făcut peste tot, peștele, da, da, da. peste 14 kg." Râde Giovanni și zic: fiate, Giovanni, am aia." Bă, neapărat, să vorbești cu scena, știi? Bă, să bagi scena aia cu mitică când v-ați alergat cu rolsurile prin București. Să nu lipsească din film. Sta Giovanni ce? Bă, da, zice, zice, bă, da, s-o spăra mitică? Nu se spăra, mă, zic, vorbește cu el. Bă, mi-ai dat o idee genială, zice Giovanni, îl sun pe mitică și îl întreb pe mitică dacă e de acord. Da, bă, trebuie să o băgăm cu urmărirea, că a fost nebunie. I-am zis, Bagă, știi. bă, Sun sună să-mi dea voie da? să spun cu tablele de la Hotel București, de la, nu știu cum îi zice acum. Hai, Halas-o pentru emisiunea următoare. Da, da, da. nu acum să-l da. suni. Dacă îmi dă voie să, să, o spun, uita ta faci burta. Da. A, 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 test de inteligență. Deci vezi că o de, să... De, deci fia, test de inteligență. Jmecherească. Băi, mondială, nu de asta de... Uh, da, vă Deci ne-am că, de ne de, de, că vezi că o să fii în film. Da? Cu urmărirea, mai înțeles? A, oricum, oricum mă băgau ei pe mine în film. Da, De exact, exact. Așa că vezi că o să fie actor. Da. Ate, tu ce revistă avem. Uite-te puțin ce revistă avem. A apărut nou număr din Fanatic, Bă, da? e cea mai frumoasă revistă din țară, ca să știi, nu te laud că... Nu, acum, serios. Ah, a? De departe, mă, nu există, n-ai concurent la, la, treaba asta. Eu aș lua-o numai pentru colecție, să pun așa. Dar serios, chiar asta crezi? Nu, mă, fără, e, că știi că n-am vorbit nimic, că nu a, e nicio vreo Jur deci, că... Deci mai zi-mi odată cum e, că mă e, simt... E cea mai frumoasă revistă din țară la toate nivelurile. La toate nivelurile. Politic, sportiv, economic, la tot, 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 tot. Mm -hmm. Deci am scos un număr, ăsta care a apărut de câteva zile pe tarabe, ne amintică. Ne -am da. Avem un interviu cu companii de 10 pagini. Bă, nebunești! Deci dacă auzi ce zice, bă, mă, niște declarații lui companio, 10 pagini de interviu da, cu companii. Și, o, -o văd și, 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 pe Elisabeta Lipă, mamă, ce tari, Ce... Iuliana Pepe, o fată ai, frumoasă, frai, ce, ce fii atent, școala, ce, ce de Fii atent! Școala... om de caracter Fii atent! școala 162 din București, unde în fiecare dimineață se cântă imnul rapidului. A, și știi de, de ea? Și Cristina Neagu, băi, frate. Da. Bravo, băi. Acea, revista este demențială. Jur. Da. Cea mai tare, fanatico. A, de-abia aștept să ajung acasă. După ce mă scol, o iau la citit. Uh -huh. Scrie dinu, scrie șendre, scrie Boanchi Cum să nu-l citești bă, pe dinu și pe Boanchi Și șendre și, și și păi bine, Și și Dar când, când ei și citești de, 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 de asta de dinu și de. Asta e de... număr de colecție. De colecție. De vreau să facem, vreau să facem o copertă cu voi, cu da -mă. clanul. Clanul Mitica. Da, mă, da. Mitică. Hai să Hai să ne vedem și hai da. România. Și să trăiască privitorii. Doamne ajută. Mulțumim oameni buni, vă mulțumim uh... Toate cele bune. Ne revedem cu fanatic cu miercuri dimineață după partida de mâine seară cu Elveția. Să sperăm că o să avem o emisiune voioasă miercuri dimineață. Oricum ar fi o să fie voioasă. De la 10.30 se opresc aici Max Profețiile lui Mitică. Show-ul show în online-ul românesc. Mulțumesc tuturor care ne ajută. Sponsorilor, oameni buni, toate cele bune. Să ne revedem cu bine și încă o dată. Hai România!